Guvernul Orban se ține de cuvânt. La ultima rectificare de buget au fost alocați banii necesari pentru decontarea concediilor medicale plătite salariaților de către firme. Banii alocați Casei Județene de Asigurări de Sănătate OLT ajung pentru achitarea concediilor depuse în perioada aprilie-noiembrie. Sunt sume pe care le așteptam, toată țara le așteptam de fapt, pentru că a fost o problemă pe care ați văzut-o și pe posturile naționale. Este vorba de recuperarea banilor pe care angajatorii îi plătesc pentru concedii medicale, contribuțiile acestor angajatori, astfel încât putem spune la acest moment că ajungem cu plățile la luna noiembrie, pentru cererile depuse în luna noiembrie, care suntem în obligația legală de plată, în termenul legal de plată. Suma primită pentru concedii medicale la acest moment a fost de aproximativ 16 milioane de lei, bani care ne ajută să plătim aceste sume. Vreau să vă spun că au fost destule discuții în ultima perioadă, destule presiuni, ca să spun așa, în ultima perioadă referitoare la acești bani și le înțelegem pentru că sunt și firme mari, dar și firme mici care aveau nevoie de acești bani. Au fost foarte multe cereri pentru recuperarea acestor bani. Potrivit statisticilor oficiale, numărul de zile medicale de care au beneficiat în acest an salariații din OLT este aproape de 3 ori mai mare decât anul trecut. Cu cei 16 milioane primiți la acest moment, am ajuns la acest capitol bugetar cu aproximativ 37 de milioane de lei pentru anul 2019, sume pe care le-am plătit pentru concedii medicale. Ca să faceți dumneavoastră o comparație, vreau să vă spun că față de anul 2018, de exemplu, suma plătită este de aproximativ 3 ori mai mare. Dacă în 2018 am plătit 13.590.000 de lei, în anul 2019 am plătit 37.498.000 de lei. Deci, practic, sumele sunt mult mai mari în anul 2019. Cele mai mari sume la acest capitol vor ajunge în contul marilor angajatori care au de recuperat bani pe zeci de mii de zile de concediu medical. Există însă și firme mici care aveau nevoie de contravaloarea concediilor medicale plătite salariaților pentru a încheia anul financiar cu bine.